Salut, dragii mei, eu sunt Papi Luigi și bine v-am găsit la un videoclip mai altfel în care eu vorbesc despre computere, mai exact despre computerul pe care, de fapt, despre unitatea ce mi-am asamblat-o sau unitatea ce am încercat să o asamblez. Dacă mi-a ieșit sau nu, aflăm în următoarele câteva minuțele. De vreo... Nu, stai că n-am început bine. Primul meu calculator pe care mi l-am luat, de pe care am făcut streamuri până mai ieri sau alalteri, a fost achiziționat undeva pe la sfârșitul lui 2014. I-am adus două upgrade-uri, o placă video și un SSD, că apăruseră între timp SSD-urile. Și așa au fost un aer proaspăt, iarăși parcă a mers mai bine, parcă nu știu ce, și în cele din urmă, așa în ultima perioadă, în ultimele 2-3 luni, de fiecare dată când deschideam Chrome-ul, OBS-ul, procesorul la 100%. Și de vreo 2 luni de zile tot mă bate gândul, bă, un calculator nou, o unitate nouă, ar fi vremea, 6 ani de zile, știi? Și săptămâna trecută mă hotărăsc în cele din urmă, bă, hai că o să-mi fac un calculator pe bucăți, pe componente. Și eu ferm convins să-mi iau să fac cea mai bună afacere, să economisesc câteva sute de euro, și să iau fiecare parte de unde e cel mai ieftin de pe internet. Și am început marea mea aventură. Prima chestie ce mi-am comandat-o a fost unitatea, carcasa, de la Cooler Master. Mi-am comandat-o împreună cu o placă de bază și o sursă. Astea au fost primele 3 chestii ce le-am comandat și pentru, iarăși, să compar prețurile, și observ că la Saturn am găsit cel mai ieftin la Saturn. Nu știu dacă nu Ramii au fost cei mai ieftini, adică atât erau și la celelalte magazine ca și la Saturn. Și pe aia am zis să compar la Saturn, că e aici lângă mine, deci stau super aproape de un Saturn. Și mă uit și la 6 componente plăteam față de minimul maxim posibil vreo 70 de euro în plus. Și am zis acum, pentru 70 de euro, ce mare economie, că e vorba de câteva mii de euro calculatorul, unitatea. Și fac it. Și le-am comandat toate de la Saturn. Cele din urmă au ajuns și restul pieselor și mă pun să asamblez tot, țac. Cea mai mare grijă a mea a fost de sursă, pentru că am primit 1 kilometru de cabluri, nu știu, 30 de cabluri diferite la sursă. Și trebuia să le bag eu în sursă și de acolo să conectez și placa de bază și celelalte. Le-am asamblat, zic, Carla, hai să vedem. Îl duc, îl pun pe birou, bag în sursă, apăs power-ul, se aprinde, lumini, merge, după 10 secunde, restart, iar restart, restart. Nu zic, îmi bag piciorul, ceva nu este ok, nu știu ce. M-am gândit la Rami, care e cam cea mai comună problemă, Rami sau amândoi ceva pin la placa de bază, la chipset unde se pune procesorul, și nici aia nu era tragic, și dacă era rupt nu era foarte tragic, dar în fine. Și mă gândesc, bă, acum hai să caut un specialist. Și în cea din urmă postez pe Facebook România Nürnberg, vreo 30 de mesaje, greci, ruși, nemți, polonezi și câțiva români. Și între timp îmi scrie și Carla că a luat legătura cineva cu ea, o cunoștință veche pe care nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Și că se oferă el, un tip, Victor, îți mulțumesc, dacă vezi clipul ăsta îți mulțumesc. Pe Victor nu l-am cunoscut direct, dar pe părinții lui și pe fratele lui îl cunosc. Îi cunosc. Descoperit problema, am cablurile, nu le-am chiar conectat eu cum trebuie. Cele din urmă l-a făcut să meargă și a mers. I-am instalat Windows, am instalat toate cele și merge. Despre componente, acum despre componente un pic. Sunt peste medie, sunt bune spre foarte bune. Acum sunt sigur că o să le postez, o să postez componentele în descrierea acestui videoclip și o să vedeți tot la sfârșitul, când îmi dispare moaca. Am filmat un pic sistemul cum arată. Eu am fost Luigi, vă pup, sănătate!